Liviu Cușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, și Marius Dulce, primarul municipiului Călăraș, au semnat în data de 3 decembrie contractul de finanțare aferent proiectului Modernizare și Extindere Corp B al Liceului Teoretic Mihai Eminescu din municipiul Călăraș, județul Călăraș. Primăria municipiului Călăraș a accesat finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Regional 2014-2020 în cadrul axei prioritare 10, îmbunătățirea infrastructurii educaționale, prioritate de investiții 10.1, investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe în învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare. Obiectiv specific 10.1, creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copiii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, operațiunea B, apel dedicat învățământului obligatoriu. Prin implementarea proiectului, administrația locală va autoriza o serie de intervenții menite a garanta desfășurarea unui proces educațional la standarde înalte de calitate, precum și a asigura o ofertă educațională adecvată care să conducă la înzestrarea elevilor cu abilitățile și competențele conforme cerințelor actuale. În acest sens, va fi extins și modernizat un corp de clădire, în prezent dezafectat, care la finalizarea lucrărilor va constitui un spațiu propriu de desfășurare a activității didactice pentru învățământul gimnazial sau primar, dezvoltând totodată baza materială a unității școlare călărășene. Proiectul autorităților locale călărășene are o durată de implementare de 71 de luni, în perioada 1 februarie 2018-29 decembrie 2023, și se ridică la o valoare totală de peste 2.500.000 de lei, din aceștia peste 2 milioane de lei este contribuția Fondului European de Dezvoltare Regională, aproximativ 330.000 de lei constituie alocarea din bugetul național, iar cofinanțarea eligibilă a beneficiarului depășește 50.000 de lei. În prezent, în regiunea Sud-Muntenia au fost depuse 1.884 de proiecte, inclusiv aplicațiile dedicate SUERD, prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 11 miliarde de lei. Din acestea au fost semnate contracte pentru 763 de cereri de finanțare, a căror valoare solicitată este de peste 6,7 miliarde de lei. În situația contractelor semnate este inclus și contractul aferent priorității de investiții 11.1, consolidarea capacității instituționale și o administrație publică eficientă, proiect implementat la nivel național, al cărui beneficiar este Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, gestionat de ADR Sud-Muntenia. Împreună vom semna astăzi un contract finanțat pe fonduri europene, și anume modernizarea și extinderea Corp B, Liceul Teoretic Mihai Eminescu, din municipiul Călăraș, județul Călăraș. Este un proiect care s-a avut în vedere în momentul în care au inițiat discuțiile pe această temă, modernizarea fostului atelier de la Liceul Eminescu. În urma acestui proiect se va transforma în sală de clasă, pentru că avem de gând să extindem pentru învățământul preșcolar acele locuri și să fie cu o destinație specială pentru acești copii. Valoarea proiectului este de 2.537.410 lei, undeva la 518 milioane de euro, și avem o cofinanțare de 2%. Pe ce perioadă se implementează? Pe 24 de luni. Mai departe îi dau cuvântul domnului director să ne spună ce avem în contract și ce facem de aici încolo. Mulțumesc, domnule primar. Mă bucur mult că suntem astăzi împreună. Pe de-o parte, continuăm semnarea contractelor de finanțare de la primărie, de la primăria Călăraș, dar este o premieră și îmi doresc această premieră cu bunul meu prieten și coleg, domnul primar Marius Dulce, cu echipa dânsului din primărie, să continuăm și cu mai multă incisivitate implementarea acestor proiecte, fiindcă, după cum știți, jumătatea care a trecut până acum, prima jumătate este mai ușoară, semnată la semnarea contractului. Adevărata miză este finalizarea acestor proiecte. Proiectul de azi, părerea mea că Liceul Mihai Eminescu este unul dintre cele mai, poate cel mai important liceu sau din județ, cel puțin având în vedere rezultate din ultimul timp.
în ultimii ani și eu cred că nu este doar o întâmplare, sunt convins că administrația Dulce va da o importanță cuvenită, considerabilă educației în municipiul Călăraș ca o premiză importantă în dezvoltarea comunității. Evident, alături de sănătate, de servicii sociale, de infrastructură și de toate domeniile celelalte. Evident că în perioada următoare avem o provocare la fel de importantă la care lucrăm. Este vorba de pregătirea programului operațional 2021-2027, un program care se axează în continuare pe investiții în zonele urbane, în zonele urbane mari, dar și în cele mai mici, dar reședințe de județ vor fi în continuare beneficiare ale unei consistente părți din programul 2021-2027. Să treacă și această săptămână și deja am vorbit cu domnul primar să începem dialogul, să reuniunile față în față cu ideile de proiecte, cu ceea ce se dorește. Asta se face în perioadă, în programul 2021-2027 în Călăraș, așa încât să ne asigurăm că un număr cât mai mare din obiective vor fi trecute în programul operațional regional ca activități eligibile. Evident că decizia finală este la Comisia Europeană, dar noi vom încerca un număr cât mai mare din aceste proiecte să le transformăm în fapte, în contracte de finanțare pentru administrația din regiune și, evident, pentru administrația călărășeană. Eu sunt bucuros că acest an se termină cu semnarea unui contract care, chiar dacă nu are o valoare foarte, foarte mare, sunt convins că cele 6 săli de clasă pe care le-a propus să construiască vor da o anvergură și mai mare acestui liceu. Ca indicatorii, 180 de persoane reprezentând capacitatea infrastructurii de educație, deci 6 clase ori 30, numărul de participanți la procesul educațional tot 180 de persoane, se are în vedere proiectul se adresează și unui număr de 3 participanți cu dizabilități la procesul educațional, deci s-a luat în vedere ca fiecare clasă să poată să găzduiască și copii cu dizabilități. Și de asemenea, tot proiectul se adresează unui număr de 10 participanți aparținând categoriilor dezavantajate. Bănuiesc că din punct de vedere social este acest dezavantaj. Deci iată, practic, toată gama de elevi, practic o secțiune prin societate și cu probleme de sănătate și cu probleme sociale, și cei care nu au aceste probleme vor beneficia de acest proiect.